minute conține sute, înjuriri, desteme și tot felul de obscenități, rostite fără scenariu pe moment, de calitate, eficiență și necesitate discutabilă. Acesta este primul și singurul avertisment. Continuați pe risc propriu. Salutare, tovarăși! Bine ați venit la cursul de World of Tanks pentru români pe Mega, adică eu! Continuăm propaganda anti-122 overpowered. Într-un match excepțional pentru noi. Top tier, un singur tier 7, de ambele părți trebuie să ne batem cu artilerie, dar după ce mi-au futut matchmaker-ul aseară, mă gândesc că încearcă să mă facă să nu renunț la jocul ăsta. O, da, știm că ai suferit aseară, dar... Dar vezi acum, tu ești top tank, tu poți, deci... Un tier 7 top tank, nu prea sunt multe tankuri care nu pot fi penetrate de 125 de metri. Adică sunt destule heavy-uri, adică ISU, ai șansa să faci bounce pe el, AMX-ul, M4, Tiger P-ul, bineînțeles. Dar contra tier 6 e un singur vehicul pe care poți face bounce cu repetat, și anume Sherman Jumbo. Din nefericire pentru inamic, n-au așa ceva. Overpowered! Da. Până s-a pus tinta. Dar nu mai, ăsta 2244 este un tank overpowered, poate să tragă pot căcălău foarte repede, extraordinar de repede și cere sau dacă nu nimerești nimic. Consum muniția. Ok. Să luăm de Cromwell. Am greșit drumul. Bun. Și asta nu se dărâmă, nu? Bineînțeles că nu. Un Leopard. O să moară. Cromwell a omorât Cromwell-ul. Panzer 4-le... au făcut un mare căcat, că e un Panzer 4. Nu dă tir 6. Cu grijă că nu știu ce aici. Este un M7. Mă, serios. Trebuie să le îngrijă la artileria. Ok, aia-s bărbită. Mă expun eu ca să iau. No. Ok, continuăm. Știm unde sunt amicii, putem să-i terminăm. Da, că problema e că trebuie să ne cam grăbim. Îți pare că nu știu să lupte. Easy 8 contra Easy 8 și M4, M4 să moară. Noi vrem să dăm un Easy 8 dacă am putea să întoarcem turul. Mai ales că avem și armură contra tier 6. Un Lux acolo. Așteptăm să treacă Luxul și ratăm că... Overpowered, mă! Ce știți voi? Atât timp cât pun ținta, dacă trag la nimereală... Pf, RNG! Ce stupid! Deci mai am ce să zic în situația asta? Deci nu pune ținta, cu ăsta nu trebuie să pui ținta. Mergi și tragi. Și e rapid, mă, e și rapid. Acum bine, trebuie să poți să tragă și să-l și nimerească, să ai șanse. Rupe. Churchill, trebuie să mor sus, să dau un Churchill? Sau e după, e după, ok. Dar mă, e foarte mobil ăsta, 30-40 de km/h. Cel mai mobil, nimerește tot, face o tonă de damage și face bounce la orice. Unde de ric m-a penetrat un T34 45 cu 140 penetrare. Rupe ăsta tot, mă. Ce știți voi? Uite-o! Am rezolvat și cu compatriotul nostru tier 7. Nu o să luăm mare lucru pentru că n-am făcut mult damage și contra tier 6. Asta e dezavantajul în a lupta cu... cu tancuri inferioare. Nu faci destul de mult XP pe el. Vega 36 și un Cromwell acolo. Înțeles. Echipa noastră are inteligență. Inteligenția! Sorry. Ah! Deci nu mai trebuie să mă plec, că îți pare că tu nu-ți nimerește tot. Tu nu nimerește tot. Da, mă, da, te-am lăudat și atunci la shot-ul care conta, care mai făcea un pic de XP și îmi dădea al 5 la kill, pf, peste. Deci, da, clar. Vă mulțumesc pentru urele de bine și de noroc, n-am găsit un nou job, încă lucrez la asta. Dar după cum se vede... T-45 făcut mai mult damage contra tankul de același fel și e un tir mai mic decât noi. Noi am dat în același tankuri ca el, dar pentru că suntem un tir mai mare, am primit mai puțin. Dar, făcut bani. Nu de asta avem 122, să facem bani, ceva bani. Continuăm. Cu tier 9, gata, ne-a mulțumit cu o bătăie de tirul nostru, matchmaker, am întors să dea tir 9, nu? Așa merge stupidenia asta, pe nume de matchmaker. Nu chiar, dar poate mai rău. Șanse de câștig 39%, 45%, 46%, 46%, 45%, 45% și o mână de mediocrități. 39 șanse de câștig. De ce? Pentru că au un AMX cu 52%, au un 49%, 52, 51, 50, 51, 54, 50, 49, 50, 55. Noi avem 3 de 56%, 1 de tier 8, 1 de tier 7, 1 de tier 6. Avem un Jumbo. Jumbo la... Na, bine, Jumbo contra tier 8. Și e bineînțeles la unii acta de 8. Noi avem medii și tankuri fără armură, nu? Da. E că avem Super Pershing-uri, dar contra acta de 8 sunt fix pixul. E și artilerie. De ce e artilerie? Nu vreau să fie artilerie. Trebuie să mă duc în stânga, sunt cam prost. În K1 să stau acolo, dar are un fine. Mă gândesc că aici putem să spargem linia. Mai ales că artileria fiind idiotă, a venit aici, nu? De, dacă nu era nimeni, nu murea imediat. Da. Dar poziția asta teoretic ne dă, ne oferă un loc unde putem să ne batem aproape, să nu depindem atât de mult de precizia tunului. Vedem cât de mult, cât de adevărat o să fie asta. Să ne duc anata aici, putem să ne ascundem după casă dacă e nevoie și dacă vine ceva, îl împușcăm, teoretic, dacă vedem. T-43, A-44, Hellcat, Super Pershing, lipsește un indien, nu știu ce, a murit un S. AMX-ul s-a dus. Vine și un T34 cu noi, de ce dacă vine T34? Până a murit artileria idiotă, una din ele, mai avem încă una. Care e noob, cu EWB, nu cu OOB. Și atât. T25. Se uită unde nu trebuie, are tunul mic și facem bounce pe ăla lui. Stăm la unghi, degeaba, că dă cu gold. Avem T34 în spate. Dar încercăm să facem, chiar dacă are gol, încercăm să ne poate sperăm în RNG că o să facă dobito cu ball bounce, dar nu. If you suck, you suck. Vine T34, 1 încoace și am exul 50%. De asta nu o să mă duc eu primul. Mai am 49 hit points, din două lovituri de un T252. Dar nu mai e overpowered asta, ce știți voi. T34 e pe calea ferată. Și am exul tot pe calea ferată. E pe calea ferată sau... Da. Este pe calea ferată. Bravo, bă! Bravo! Ești un retard. Știam că ești un retard, că ești un retard, dar bravo. AMX-ul au fugit. Crusader? Putem să dăm un Crusader? Se poate, dar îmi place că nu mai... AMX-ul s-a întors. Meci de căcat cu echipă de căcat și imbecili care habar n-au să tragă. Oh, poate o să trag eu cu precizia mea. Și ăsta cu AMX-ul din stare se numească un Crusader. Ah, bă, mă uităm la proști că n-are rost. Mă uităm la proști. Am celălalt vehicul care se conduce asemănător cu 12244, numai cu mult mai multă penetrare și un tun monstruos prin comparație. Jag Panther 2 pentru care căruia noi am făcut în case tanker și de ce nu? Stilul de joc sunt asemănătoare. Dar bineînțeles dăm de tier 9. Ce să nu dăm noi de tier 9? De pot să mă duc eu să fac ceva cu asta? Cred că în stânga. Cred că o să mă duc în stânga. Hai, du-te, 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 du-te. Bă, da, du-te odată. Cred că în stânga putem să facem ceva. Putem să facem hold down în stânga. Cum sunt toate dealurile astea, putem să ne ascundem ceva din, din fața tankului. Nu o să meargă contra tier 9, dar... putem să ne ascundem ceva. Aș putea să stau și acolo sus. Hai să încercăm. Futeteule, bă, harta asta n-am prins prea des. Aproape deloc. Și dacă încercăm posibilități. Super Pershing. Ideea fiindcă poți să tragi în zona aia de aici. Și după aia ne retragem dacă este nevoie. Ținem flancul cum ar veni. Acceptabil. Știm să facă binoclu. Și sperăm că nu e cineva care are view range-ul mai mare decât noi. Că n-avem tufish range. Că de ce să avem tufish range? N-am ce să zic la asta. 201 penetrare. Abia mi-au văzut ceva și m-au nimerit la fix. Cred că nu mă penetra dacă nu mă întorceam să fac un PS spre el. Dar, da. Alții nimeresc constant, nu? E clar că e cel mai prost dintre tier 9 care m-au nimerit și m-au penetrat, nu? Așa e jocul ăsta, se pare. Dacă cu cât ai rația mai mult, așa am început să cred asta. Și că luați-vă șapca de aluminiu. Bă, cu cât ai rația de victorie mai multă, cu atât mai mult o să ratezi și o să penetrezi. O tras, ok, ieșim. Punem ținta, ne luăm o căruță de damage, facem 561 damage. Acum n-am, ce să zic, m-am expus mult. Dar am făcut 561 la un tier 9, acceptabil. Și e posibil să-l omoare AMX-ul. Idem. Ok, 201 penetrare, putem să facem ceva. Cum ar fi asta? Știu câtă penetrare ai, tipule. Hai mă, dă-te, fă ceva. Scundem invers. Chinuie-te de acolo, au totuși artilerie și ar putea să fie o problemă artileria aia lor. Așa vrei să ieși, ok. Hai mă, în pizda mătii de tun, de ce să nu-l nimerești tu când îi vezi curul? Să penetrezi sigur, no, de ce să nu-l penetrezi sigur? Încarcă odată, nea, pizda mătii. Statul vrea să-ți rog. Da, bine. Dar avem... Super Pershing a venit în lateral. Da, și mi-a venit ăla în spate, că pula mea, mă! Echipă de idioți, nici să puzească în mijlocul. O trecut între ei, că s-a înghesuit toți retardații acolo, pula mea. Și uite așa a murit flancul, că retardați. Right, moving on. Apropo, întrebare către Bogdan Crețu. Apropo, nu pot să-ți răspund pe YouTube, că nu știu ce ai făcut de dun. Că YouTube e YouTube, deci nu pot să-ți dau răspuns direct, pentru că nu mă lasă. N-am opțiunea. Cum adică nu vrei să mă auzi când îi înjur pe ăia? N-am fost atent, deci pe ăia, nu pe tine. Pe ăia ce adică, când nu înjur pe idioți ăștia, cum adică să nu ai chef să auzi? Asta fac. Asta-i... motivul meu de a exista, de a pune videouri, să mă vedeți pe mine. Motivul pentru care vă uitați la mine, că mă vedeți că în jur pe toți retardați ăștia. Nu, asta e motiv. Trebuie să-i scrici mai des, mai bine. Ok. Sau să nu vezi cum îi înjur pe ea în scris. fi ceva. Dar trebuie înjurați. Aloha, wey. Bă, dar numai când consum eu proiectilul, vii, repede. Eu, ceva m-a văzut. Ce m-a văzut? Nu știu. Ok. Time 59, T71, aș putea să mă duc pe T71, dar nu vreau să mă duc pe T71. Ok. Când mă tai ajuns acolo? Vaf întregul rodat. Mă miram ce dracu eu făcut atâta damage Type 59, dar nu vaf întregul rodat în el. Deci da, skill-uri pe care le înveți. De mașanier, bă, nu te bloc. Pizda, mătii de... Bă, da, am urcat aici odată, nu? Cum pula mea nu mai poți să treci pe acolo? Băga mi-aș pula, mi-am luat 208 damage că s-a blocat ăsta. O, ating muntele! Nu pot să mă duc, ating muntele, că e cam... Mă, și mama mătii. Și după aia dă și artileria mie. Dar știm unde artilerie, e acolo. Bun! Știm unde artilerie, știm unde artilerie. În fine. Aș putea să sar pe T71 ăla. Și cred că o să fac asta. Cum pula mea mă vezi, mă? Ce dracu mă vede? Cine mă vede? Ăla pattern-ul care nu are, nu poate să mă vadă de jos? Cum? Explică mie asta, că am așa măta de joc. Cu mecanicile de căcat pe care le ai. Nu vede pattern-ul acolo unde mie... Se ascunde asta, dar mă vede, băi, mă vede, că piatra nu mă vede. Ah, și ăla s-a dus după T71 ca un bou. Tu vezi că piatra nu vede tot. Îți iese antena asta și gata, ți-o văzut-o. Dar dacă ești într-un fiș, poți să și tragi, bă, că nu te vede. Nu, că nu faci tu fum când tragi pe țeava aia, mă, nu, că tu te bagi într-un fiș fără să dărâm tu fișurile, mă. Tu fișurile n-au, nu există fizic în jocul ăsta, e doar... obiecte vizuale, da? Intangibile. El poncho. Hello. Hello, 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 hello. Știi că artileria pe aici, că ne manevrăm să-l facem să baseze pe RNG. Că așa merge jocul ăsta, nu? RNG for the win. Tragi unde vrei, care merge. Și aia nu trebuia să merească. Aia d-am tras eu și am nimerit pe ăsta. Aloha, wey. Nooo! Nu-i degeaba până aici. Trist. Trist că am venit degeaba. Nu ne ascundem de artilerie, că pula mea. O stricat și toată poziția asta. Nu nimic, e să aibă toată poziția aia liberă. Să poată să tragă, noi să avem nita mai deabă în poziția asta. De ce să n-aveți voi? Tu cred că ești acolo, mă? Borșu. Nu acolo putea să fie ca să mă penetreze, să tragă în mine acolo. Ma, poate greșesc. Posibil să nu realizez cât de expus eram. Bineînțeles, nu pot să mă bat în spotting range când am tank, dar știu ceva. Au și-au pattern-ul pe jos. Uităm că au pattern-ul pe jos. Cred că vreau să mă duc pe aici. Să pot să trag în pattern. Ia, deja mergi de căcat, că n-am putut să mă fac nicăieri, că lor au murit deja în minutul 11. A? Nimic? Nimic, nimic? Nenea patănu, nenea patănu. Unde-i, mă, borșul ăla? Cred că s-o duc să păzească flanc. Da, 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 poate mă așteaptă? Nu am ce să zic. Un bolovan acolo? A mea-și pula în bolovanul mătii. Să fac mai mult lead. Hai să trag și un el. Ei, 33 damage, ce căcat. Nu! Bă, un hop mic și gata, nu că e hopul ăsta, e magic, e hopul ăsta, nu e alt hop. Am prins o tonă de hopuri unde am sărit așa și n-am putut nimic, dar nu că l-am prins pe ăsta, pf, gata, am beleșenit imediat. Cam așa, măta. Te joc. Au băgat fizica și ăștia burnout, ce e aia fizică, mă? În joc. Oh, fizica înseamnă că dacă sar peste hopul ăsta, dar numai peste hopul ăsta, o să-ți pierzi senirile. Dacă sar peste hopul ăsta, nu e bine, tot e perfect. De voi n-ați văzut că rușii sar cu tancul ăsta mereu și nu-și pierd senirile? Ce pula mea? În fine. Deci de căcat pentru mine. Că, no, lor au pierdut ca niște dobitoci. Bine, așa echipă cum să-l pierzi. 43%, bravo, bă, bravo, ești geniu. Am pula mea, m-a nimerit ăla, mă. Ce m-a nimerit? Ah, da, scăcem-eu. Încercam să ies și m-am blocat în măsa de pământ. Că n-am șenile, bă. Dar s-ați făcut șenile. Câră mea, putea să fie mai rău. Putea, dar... Știi că era pattern în jos și T71 și borșul în spatele lui. Și T69, care n-am putut să trag în el, că m-a văzut pattern-ul de jos, mă. Până munți și stâni și zile și mor și așa mai departe. Continuăm, Cuț, am dat o bătălie de tirul tău, dar acum încolo tir 8, ți-a ajuns pe ziua de azi, ce crezi că e aici? Un joc inteligent, un joc care nu-i făcut să facem pe prost să dea cât mai mulți bani pe el? Nu știi despre ce vorbești, bă! Bă, tu vezi că vine TD-ul în dreapta ta, vezi că ai în față un TD. Dar de ce nu te-ai duce tu în stânga? Nu, eu mă bag! Eu mă bag, mă! Bou, ce ești? Inept. De să mă duc eu cu ăsta unde n-am depresie contra tier 8. 8 de tier 8. Și artilerii și AMX-ul. Oh. Deci ce pot să omor? E prea rapid să-l omor, să-l nimerez. Și ce nu pot să penetrez e super blindat. Că Super Pershing 3, T34 1, T69... Ce dracu e ăla, că am uitat AT15, așa, e o porcărie atât de căcat că n-are rost. Prea încet și n-are armură, are buixpoturi masive pentru ce viteză n-are. Și bineînțeles că suntem rusesc, avem și view range de căcat, nu? Dar suntem overpowered, mă, ce știți voi? Ce știți voi? 122 e overpowered, mă, că poate să tragă foarte repede. Să nu nimerească nimic, dar poate să tragă foarte repede. Să nu penetreze nimic, dar poate să tragă foarte repede, mă! Teoretic, dacă ar da într-o clădire uriașă, fără armură, ar face o tonă de damage extraordinar de repede. Dar dacă e să dea într-un tank, nu-l nimerește, nu penetrează și după aia zice pula că moare în 3 lovituri. Dar e overpowered, mă! Așteptați la prostimea asta, la cei 90% care inepți din jocul ăsta să știe ce înseamnă o tank overpowered. Ăștia deja o dată 390 damage și după aia deja tot 400 damage în 3 lovituri, dar în același timp, dar pula mea, bă, că mi-o dat 25 atâta damage, dar mi-o dat câte 150 odată, deci nu e overpowered. Da, că mi-o dat ăsta una, overpowered, mă! Hai bă, careva, cu curaj, că și pupăza, 1, 2, 3, 4, 5... 7, 6. 6. În 15 lipsesc 9 pe undeva. Adică, na, știm unde e unul, e aici, un scut. Știm că AT15 la e în bază. O să treacă în spatele lui, probabil o să încerce să-l manevreze. A, AT15 Pershing-ul stă defensiv la ei. Ce pula mea visează Pershing-ul ăsta? Nu tragem, că nimerim... Șanse mari să nimerim Super Pershing-ul. Stupid Pershing-ul. Eee, 18 damage. Făcut. Avem AT15 cu noi, avem Super Pershing-ul să facă el, scoată nasul primul. Ia AT15 în bază, Pershing-ul și atât. Și noi avem 4 pe partea asta, ei au 3. Hai să zicem că au superioritate numerică a lor, dar noi, ei au Pershing-ul și AT15 aici, noi avem Pershing-ul și AT15 aici. Deci eu l-am văzut până la, deci nu ieșim, că ne așteaptă, că boss. Artileria, putea să prindem artileria, ar fi o idee. Hai să vedem dacă ne omoară dintr-un shot sau nu. Dacă te-ai greu de 8, e mort? Că da. De ce să nu fie el mort deja? Voi vă bateți cu ăla, eu mă duc să văd dacă e artilerie aici. Ne uităm în dreapta să ne asigurăm că suntem în poziția în care nu poate să tragă ea noi. Vedem unde e artileria, că s-ar putea să fie, nu fie aici, și asta e o posibilitate. Răspunsul este... nu e aici, ok. Și ne dăm în spate și am urmat 15, că e mai blindat decât Pershing-ul și o expus lateral la noi. Dar ne-am văzut Pershing-ul. Atunci ne luăm de Pershing. AT15 oricum poate să-l penetreze oricine. După cum au dovedit echipa noastră. Overpowered! 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 Fugi, fugi că-s overpowered, mă, la tier 7. Fugi! Dar trebuie să te uiți la mine acum. Nu știu de ce te-ai rămas așa în gânduri. Overpowered! Lovitura care să-l omoare. Overpowered! Uite așa ceva. Cred că i-am luat ammo-ul acum. Tot ce-i posibil. Ce bău. Overpowered! Fă-te mic! Fă-te mic! Ok, știm unde că ne așteaptă ăla, așa că și mai în stânga. Deci iată 15. Ah, overpowered, mă, la ce spotting range avem. Aia sunt inteligenți ce fac ei, sunt de acord cu asta. Că echipa noastră e proastă. Se vede proastă. Deci aș dau să încerce să-l flancheze. Deci eu nu o să-l las. Lasă să te flancheze, lasă-l să te flancheze. E prea târziu. T34, Super Pershing, 4 kill între ei, restul. Ai de curul vostru. Bă, da, să-mi bag picioarele, te-ai pus și tu acolo, să-ți vină la lateral, să sugi pula, nu? Să-ți vină la lateral, să-ți facă spotting pentru ea de la noi, de la noi din bază. Da. Așa trebuie să facem jocul ăsta. Deci nu mă face că e goal spammer, nu? Cum ați văzut. Poate ne omoare pe amândoi, care autoloader. Pershing și Super Pershing se oprească pe aia. Putea să nu. Și așa a murit AT-15. Overpowered! Voi de cine ați făcut, mă, cap? Vă bate Super Pershing în față. În fine. Asta i-am orea cu futut. Da, așa echipă. Ce-ți faci? Da, eu o să overpowered, mă, trebuie să mă descurc cu așa echipă, nu? Și o pot să dăne și tir 9, da. E overpowered, bă, sunt 102, 44. E overpowered, cel mai bun TD de tier 7. Că nu există Jag Panther, că nu există 152, că nu există pâsfâlă, care e o porcărie, dar are un super tun, de overpowered, mă, că nu există... Ce dracu mai există? Franceză n-au, ăștia n-au, americanii, T25-2 și T25 simplu. Da, mai overpowered, mă! Ce știți voi? SOS, M1, overpowered, mă! Care-i 0.33 precizie, deci... ar tenta să le iau iar. Ce-i drept. Dar la ce... Ne, ce armură și la ce damage are... Ne. Apropo, fire rate, 8-2, da? 10-17. Dar nu, mă, 122 are super fire rate. Nu? Super fire rate are 122. Fantastic, excepțional, 75. E overpowered, mă! Retarzi. Retarzi. Ce surpriză! Bă, parcă ești artilerie, bă. Ce surpriză. Dar super power, mă, ce știți voi? Bineînțeles, îți dau făcut spam cu gold, probabil și ăștia, dar în fine, să zicem. Doar două tancuri de granduit, mă cam plictisesc. Pershing. 037 precizie la 180 penetrare, e de tot căcatul, mă. Pattern, mă, avem pattern. 04 precizie, o, sau 180 penetrare. Mai prost decât T54, deci. De asta nu m-am dus pe Pershing-uri. De asta l-am făcut. Panther 2? E Panther 1. Avem damage de căcat, dar... Și pe aia trecem la el 71. 203 la tier 8. Acceptabil. Sau... A, ăsta e el 100, ok. Ok. Pot să-l pun, nu pot să-l pun că trebuie turela, bineînțeles. Nu pot să pun turela că... ok. Și la 50... 120. Și nu-i încet. E 60 km pe oră. Bine, probabil e o chestie de greutate. No, Panther-ul are tun bun, dar la tier 9 l-are mai prost decât ăla după Centurion și la tier 10 n-are armură deloc și să-ți iei full damage de la un Death Star că de ăla cu hit n-are niciun rost. Nu așa, mă, ce vreau să fac. Înapoi! Ciocolată e, mă. Apropo, eu nărfuit armura la T54. Patch 9-0, de-aia am eu așa probleme el. Da, teoretic mai rapid decât el, dar 700 cai putere, 40 de tone, nu, 36 de tone, 60 de tone, deci, da, și rații mai bună la T54. Armura, totuși, e la fel, probabil. 150 în față, mai bună, 120... Bine, am avem și noi am deci nu zice cât are el. Mă tentează. Nu, vorbeam de 50, bă, nu, pentru 2. Ce faci? Paloro, ce faci? 185. Nu știu ce să zic, dar mă tentează. Și cam multe medii fac zilele astea. Dar trebuie să-mi țin bani să-mi iau type-ul japonez. Dar type-ul japonez mă îndoiesc eu că o să fie cu mult superior. 6, rată de foc. 6! Fire rate 6. Nu știu ce să zic. Dar eu că suntem la tier 8, ce facem? 9. 5 rate de foc. Precizie. Penetrare. Adică același tun, da? El 71, 105 mm, da. Pensea că pe 50 ar trebui să fie rata de foc mai bună, nu? Doar ne-am uitat acolo și am uitat. Toți suntem aici, poate ne uităm și la Leopard. 625 rata de foc. Cu penetrare, vai de curul nostru, la precizie. Precizie și aiming time superior. Te dai, bă, la o parte. Așa. 462 e rata de foc pe Leopard. Deci rata de foc mai de căcat decât Centurionul. Și precizie mai de căcat decât Centurionul. Și aiming time mai de căcat decât Centurionul. Deci până să ajungi la Leopard trebuie să suferi. Trebuie să treci prin indieni care suferă de aceleași probleme. Aiming time lung. În Vega 3000-uri. Amândouă, 3001. Am penetrare până la tier 6, 150. Bine, atât are și alt Panther 6-le. Sau... Haide, nu ăsta, ne ferește. 88-ul. Tu nu poți să pui... Ba nu, L70-ul ăla pe care... Da, ok. 150... Da, ar vei ca 3000 mai mobil, nu știu. Mă tentează, aș putea să aștept ceva oferte, dacă e să așteptăm după oferte, nu știu. Vedem. Și l-am luat, că n-am ce face, dar măcar avem motorul după Jag Panther 2. Ah, ce mișto arată Panther-ul. Din păcate e o porcărie în World of Tanks. Radio, de unde dracul avem? După alea. Banii mei, dar de asta am tank premium, de asta am zile premium, mai bine eu acum când mai am timp să joc. Și nu pot să pun nimic altceva. Problematic. Nu ala, mă. Aha, nu trebuie șenilele. Am destul să iau șenilele. Hai să iau șenilele. De ce nu? Am și gol să-mi pun un rammer. Dar ne-ar ajuta un rammer la un tun care are precizie foarte mult. Un rammer te ajută mult mai mult la un tun cu rată de foc mică decât la un tun cu rată de foc mare. Nu știu. Proventilation și ce aș putea să iau. 10% loading time din 13,4 e 2 poate. Toolbox, coated optics, adică e sniper, nu mergem cu ăsta la TAC. Ok, mergem cu improve ventilation deocamdată și după aia vedem ce mai facem. Adică alternativă ce ar putea altceva spun. Și atât. Fuck it. Am bani, am premium. Da, pot să le dau jos. În mare parte l-am luat pentru că nu mă interesează tier 10-le. După cum bine știți, nu simt că fac ceva cu folositul 80. Oh, cel mai mare din parcare. Și ce? Ce rezolv? XP mai puțin, bani mai mulți cheltuiți pe muniții și reparații. Da. Arată frumos Panther-ul. Din păcate, când îl abradăm, o să arate ca curul. Ok, mergem în stânga. Hai bă, că am luat șenile, am luat motor. What the fuck? Puteam să fii mai mobil, mă. Vega 3002. Vedeți oare de ce zic eu că e Panther 6? Pentru că este Panther 6, numai că nu are chestii puse pe lângă. Că... Oh! Facem tot felul de prototipuri, de scoase din cur și... Deci, pariu 100% că de asta au făcut... A, există Vega 3002 în jocul ăsta. Lumea s-a plâns că Panther 2 arată ca tot curul. Și nimeni nu vrea să joace cu un cur. Hai să le dăm un Panther normal. La tier 6 să zicem că e altceva, că de să nu... Doamne ferește, să zicem noi că am greșit, că am fost idioți, că am făcut un Panther care arată ca curul. Cu o prăjină în loc de tun și cu o turelă de tot rahatul. În fine. Suntem sniper, da? Suntem la sniping, da? Gogule... Asta îmi place mai multă depresie. Și drept. Bun. Nu singurul care... Cum ziceam? Arată ca curul, arată ca curul. Damage-ul, din păcate, pentru noi nu o să crească. Au! Hellcat în dreapta. Bă, ăștia au venit prea aproape de noi. Și mă enervează că au venit prea aproape de noi. Trebuie să fie până apă, ca să mă vadă. Ok, schimbăm poziția. E că mai axele e ceva acolo, uite și vezi ce. Schimbăm poziția ca să nu mai contează, că e mort Panther-ul. Cum pula te-a văzut Hellcat-ul și nu l-ai văzut pe el? Cum m-a văzut și pe mine. Oh, că mi-am pus ăsta invers. Cam așa asta. Ok, poate de asta vor să facă nerf. Adică de asta era și motivul, vor să facă nerf la Hellcat. Că are bonus de camuflaj excepțional, dar pula mea, scoate bonusul atunci. Ala face team kill. Cam așa mă să... Uite mă. Suge o fraiere. Uh-oh. Nu da-n mine! Mănânci, putem să omorâm și ne ascundem un pic, da? Piu, piu! Piu, piu, piu! mă gândesc că sunt retras. Ba nu, stat acolo să-i dau foc, ok. Ok. E viața ta. Ține minte că are un pes, un ashor, no? Acolo nu mai are nimic. Că moare. Asta că ai dat în mine, bine, așa trebuie să iei foc. Intenționat s-am dat foc. Da. As if. Avem armurul ăsta, să facem ceva cu armură, mă țin minte, nu m-am uitat, n-am fost atent. Am greșit. Teamă că acolo era, unde dracu? A, o tonă de case de copaci în față. Ia acolo! Bine, fie, mă duc să-mi iau damage la nașul. Poate să o retras, e și asta o posibilitate. Noi așa și batem cam da, cam nu. Nu pot să trag nimic. De cineva. Nașul nu fugit acolo. Unde nu pot să trag, că e prea jos. Cam așa, mă. Sau e după casă. Ok, nu stăm. Ca să pierde orașul. Trenașul, ok, ăștia îți descurc acolo, n-au probleme. Deci ne întoarcem în oraș. Da, ok. Deci trebuie să ajutăm. Să întorc ăia. Cum e în oraș? EK36 le plin, KV3 e aproape plin. EK36 se întoarce la bază. Să încerc să mă folosesc de depresie, că se pare că aș avea ceva depresie. Să mergem acolo. Vedem. Să vedem ce o să fie. Ai bă, e 25 de citălui. 25. Fii cam stupid dacă pierdem asta. Dar se pare că... Da, nu. Credeam că a rămas mesajul cu murit ăla. KV3-ul... KV3 o să fie problema. Bă, dar mai muriți, bă, toți de ăla, what the fuck. Eu știu că e un Vega 36 stupid, dar dă-mă în pula mea. Vă mai luați toți cu ei în gură. Păi nu mai știu, nu știu unde e KV3, că îți dau nas în nas cu el. KV3-ul. Da, nu se temne bine. Ok, Hellcat o termina cu ăla. Ok, ținem artileria. Ținem spotuit să ia artileria de el și ne folosim de ăsta. Oh, ăla vine pe mine, ok. Time to go! Time to flee! Cu viteza noastră de Panther. Fugim noi, o pulă. Bă, și tu nu vezi că e casa aici? Nașor, nu? Pula mea de 45% retardat ce ești. Pula mea, bă, nu vezi că vin? Ce dracu ai în capul ăla al tău? Că, haide, că puteam să mai fac damage, puteam să dea hammer-ul în el între timp. Nu, mă, nu, tardul ăla să dea în mine, că el o să dau în el, pot să-l văd. Nu vezi că-ți arată ținta că e un aliat în față? Bă, boule, că de-aia au făcut ținta acum să-ți arate că e un aliat în față, că-i plin jocul de proști ca voi, care nu se uită ca o aliat în față. Dar da, mulțumit de Panther până acum. Hai de ce face Hellcat. E cam încet. Cam încet, Vega 3002 e mai rapid decât Panther. Și după cum vedeți, am motor la maxim. Am șenile la maxim, deci nu e chestie că nu i-a bradat. E cam încet. Și artileria aia, pula mea, o dată în KV3 când era după casă, nu o să aștepte să se mută mai încolo. Ei, n-avea niciunde când era pe clădirea asta. Ok, never mind, n-am greșit, am încercat. Și era să mă iască și pe mine și boul ălalt. Doi boi! Probabil au fugit înapoi. Hai bă, bine, oricum este ultimul meci pe care îl listez, așa că măcar să ne uităm la el. Hai nașornule, hai. Te mă, în pizda mătii și vorbești în engleză. Ți-e greu să vorbești în engleză? Nu, vorbești în poloneză, ta spurcată. Hai mă! Aha, am înțeles. S-a oprit ca să activeze binoclul. Du-te bă, lângă Hellcat! Boul dracului! No, ăla probabil s-a dus la ei, la bază. Ar fi văzut dacă s-a fi dus în altă parte. Dar nu vă duceți singur pe un... pe un ăsta, pe un KV3. Eu mă duc singur pe un KV3 ca să fac spotting, nu de alta. Să-i prind în spate, dar omul după KV3 eu am sesizat imediat. Okay. Mai vezi că ăsta se întoarce pe tine, că așa face. Deci asta e, trebuie să știți ce fac oamenii dacă vorbim de lecții de WOT. Ce-o dovedit ăla? O dovedit că dacă are ținta, se întoarce direct, se duce spre ea. Și nu vrei să stai cu Hellcat-ul să-ți vină un KV3 pe tine. 5 minute, ai destul timp să vină nașul, nu, dar ține turela spre el, mă, măcar. Ai pus-o. Noroc că ai bow și în loc să tragă, dă marșalier. Îți atrag artileria. Ei, victorie! Pizda, mătii de nașhorn. Putea să fie victorie mai repede dacă bow să uita pe hartă și să uita că vine, că are verde în față, nu are roșu, dar... ce să știi, retardați ăștia. Mersi de vizionare. Ok. Mersi de vizionare, ne vedem data viitoare. N-am pus să fac. Tu, repair acolo. Și tot acolo, asta. Pizda mă de acolo. Și resupply automatically. Ce parte din aia nu înțelegi? Sper că v-a plăcut să tu, ne mai vedem. Că ne vedem. O zi bună.